Bună seara de aici din studioul Euronova TV Ungheni. Bine v-am găsit la o nouă ediție al emisiunii Alternative. Ceea ce facem fiecare dintre noi pentru în acest moment este de fapt viitorul nostru. Dacă facem bine pentru alții, pentru tânăra generație, pentru societate, pentru umanitate, atunci viitorul nostru va fi unul mai bun. Iar cine este viitorul nostru dacă nu tânăra generație? Despre tineri și politică discutăm în emisiunea de astăzi. Dar înainte de a face cunoștință cu invitații mei, vreau să vă aduc la cunoștință că emisiunea este realizată în format duplex, ceea ce înseamnă că în legătură directă cu studioul din Ungheni va intra și studioul Canal Regional Chișinău, unde la fel avem invitații. Așadar, vreau să salut invitații de aici din studio, Cornel Prepeliț, președintele Organizației Teritoriale Ungheni al Partidului Acțiune și Solidaritate. Bună seara, bine ați venit! Și Serghei Nagherneac, consilier anual din partea Partidului Democrat. Bună seara, bine ați venit! În același timp, în studioul din Chișinău, îi avem invitați pe Veceslav Berbeca, expert politic la IDIS Viitorul, și Ana Îndoitu, vicepreședinta Consiliului Național al Tineretului din Republica Moldova. Vă spun bună seara și bine ați venit! Înainte de a procede la discuțiile propriu-zise, vă propun să urmărim un box realizat printre tineri din Ungheni, să vedem ce gândesc ei despre politică, cât de știuți sunt în domeniul politicii și după care revenim în studio pentru discuțiile propriu-zise. Ce înseamnă pentru tine politică? Politică pentru mine nu este așa de importantă, dar totuși pentru Republica Moldova politica este foarte discutată la noi în țară. Pentru mine este ceva important, deoarece deciziile lor influențează și tinerii și maturii. Politica, deși în mare parte e un lucru nu prea cinstit, dar totuși are un rol foarte important în societatea de azi. Politica este activitatea cu care se ocupă personalități importante din statul nostru. Ce rol joacă politica în viața ta? Pentru mine ea nu joacă un rol atât de important, deoarece eu mi-am pierdut încrederea în politica din țara noastră. Cred că de la 18 ani politica va avea un rol mult mai important, deoarece va veni vârsta când voi trebuia să votez pe cineva, va trebui să fac o decizie corectă pentru țara mea, pentru viitorul meu. Te vezi în viitor implicat cumva în viața politică? Nu mă văd, vreau să aleg alt domeniu de activitate. În viitor nu vreau în politică, vreau ceva mai unde să fiu mai mult cu societatea și mai mult să ajut societatea, așa chiar din propria mea voință. Sigur că m-aș implica în viitor în viața politică, deoarece viața politică este viitorul nostru. Ce politicieni de talie mondială cunoști? Politicieni de talie mondială? Nu știu, Donald Trump e politician. Ce personalități importante din viața politică cunoști la nivel mondial? La nivel mondial, Elizabeth Thatcher, ea a fost numită femeia de fier, ea a fost președintele parlamentului englez. Barack Obama, el nu este actual, dar el m-a impresionat foarte mult, a condus cu cinste două mandate. Ce politicieni cunoști de talie mondială? Angela Merkel. Prin ce te impresionează? Ea a fost cancelar al Germaniei. În ce perioadă a fost ea cancelar? Nu pot spune. Da, actualmente cine este cancelarul Germaniei nu cunoști? A, nu. Un politician așa mai detalie este domnul Igor Dodon. Detalie mondială, da? Nu chiar detalie mondială. Adică nu pot să spun că e detalie mondială. Prin ce te impresionează? Nu știu, el e așa un om care chiar de cade, el se ridică. Ce politicieni de talie mondială cunoști? Donald Trump. Și încă? Îl cunoști pe cine? Vladimir Putin. Dar prin ce te impresionează ei? Prin caracterul lor ferm și pentru că pot conduce o țară atât de mare și pot și ajuta și să ridice țara la un nivel foarte mare. M-ați invitat, ați văzut opiniile tinerilor. De fapt, au fost întrebări mai generale despre politică, politicieni. La finele emisiunii vreau să vă spun că o să mai avem un box. Acolo vor fi intervievați acești tineri, în special despre politica moldovenească, politicieni din Moldova, dar spre sfârșitul emisiunii veți urmări acest box.
Deci, din acele păreri care ați auzit, ce puteți concluziona? Este un interes sau, din potrivă, un dezinteres din partea tinerilor pentru viața politică de la noi din țară, de pe Mapamond în general, domnule Prepiț? Practic, în acest reportaj am observat că tinerii din Raiul Ungheni sunt puțin informați cu privire la politicienii de pe arena internațională. Ne-am convins, practic, prin aceste răspunsuri care au fost date de către acești tineri, unii din ei, practic, absolvenți ai claselor liceale și, practic, rămânem un pic cam dezamăgiți faptul că, practic, tinerii nu sunt informați și nu își dau dorința de a cunoaște aspecte. Dar de ce se întâmplă acest lucru, cum credeți? Eu cred cel mai mult indiferența tinerilor față de politici, îndeosebi față de situația din țară, datorită faptului că s-au dezamăgit în politicienii din Republica Moldova și, practic, cred că aceasta se răsfrânge și asupra interesului de a cunoaște ce se produce și pe arena internațională. Domnule Năghirneac, opinia dumneavoastră vis-a-vis de aceste răspunsuri ale tinerilor, sunt ei informați destul despre politicienii din lume, despre viața politică sau din potrivă? Urmărind acest reportaj pot spun că tinerii nu sunt destul de informați și chiar unii dintre ei prezintă un dezinteres total față de politica atât moldovenească cât și politica internațională. Dar cum credeți, ce interesează pe ei mai mult? De ce atât de dezinteresat sunt față de politică? Probabil că sunt interesați de... Este problema în vârstă? Sunt alte interese la această vârstă? Ei sunt tineri, au posibilități mari, este internet, știu calculatorul, pot să se informeze, dar cred că au alte interese. Da, și deoarece vorbim de tineri și dumneavoastră sunteți un tânăr și dumneavoastră un tânăr, domnule Năghirneac, vreau să ne spuneți ce v-a influențat să veniți în lumea politică și să ne spuneți mai multe cum ați făcut această carieră politică, fiind cel mai tânăr consilier raional în istoria Consiliului Raional Ungheni, deci la 25 de ani, dacă nu greșesc. Da. Am venit în politică în 2009 și am făcut acest pas pentru că chiar mi-am dorit să vin în politică și mi-am spus un ferm da, vreau să mă implic. Și am început activitatea exact în 2009 era și an electoral. Am fost implicat în campanie electorală prin distribuirea de afișe, lipirea de afișe electorale, participarea la adunări cu reprezentanții ai partidului. Dumneavoastră, domnule Prepiliță, ce vă leagă de viața politică? Eu, de profesie fiind istoric, majoritatea istoricilor se înclină către acest domeniu. În perioada anilor 2006, în deosebi, atunci când tineretul a jucat un rol esențial și în interior, în 2007, cunoaștem rolul care a dus și la schimbarea în Chișinău prin venirea la cârma capitalei a domnului Dorin Chirtoacă. Deci, practic, în acea perioadă m-am implicat în politică, fiind dorința de a face o schimbare atât la nivel raional cât și la nivel republican. Deci, practic, aceasta m-a convins faptul că anume să mă implic în politică. M-am implicat în organizația de tineret a Partidului Liberal. Ulterior, practic, am activat ca președinte a organizației Partidului Mișcarea Acțiunii Europeană. În momentul fuzionării cu Partidul Liberal în 2012, practic, m-am retras din politică pentru că am rămas dezamăgit, eu ca tânăr, având unele viziuni, dorind o schimbare cât mai rapidă și convingându-mă că aceasta nu se poate face în Republica Moldova, m-am retras din arena politică până în anul 2016. Când anul precedent, iarăși văzând și mi-am spus că anume acum este momentul iarăși a nostru a tinerilor pentru a aduce schimbarea în Republica Moldova, în deosebi în raion și m-am implicat deja într-o activitate mai intensă ca președinte a organizației raionale a Partidului Acțiune și Solidaritate. Eu propun ca să includem și oaspeții din studioul din Chișinău în aceste discuții. Domnule Berbecu, din același Vox, care printre tineri din Ungheni care a fost efectuat,
Cum vedeți acest dezinteres? Din ce cauze se întâmplă acest dezinteres a tinerilor față de viața politică și cum de crescut acest imbold de a se implica mai mult în politică, poate cel puțin la nivel de cunoștințe? Nu vreau să zic că tinerii sunt foarte puțin implicați, chiar cu cei care au vorbit în fața camerelor de luat vederi, au pomenit mai mulți lideri importanți. Bun, au făcut anumite greșeli, dar cel puțin au vorbit și au spus. Nu cred că marea parte a societății de Republica Moldova este foarte diferită de tineri. Atunci când vorbim însă de faptul cum să implicăm, iarăși aș veni cu ideea că tinerii au diferite solicitări sau necesități. Unii sunt interesați de politică și ar vrea să se implice în politică, alții mai puțin. Nu putem să implicăm pe toți și nici nu putem să ne dorim ca să implicăm pe toți, că nu cred că este corect. Dar atunci când vorbim despre implicarea lor în general în procesul de luare deciziilor, evident, asta este o... Deci ne dorim ca ei să fie activi, ține foarte mult de felul în care sunt informați, cum sunt educați. Și acest proces trebuie să înceapă încă din școli. Ca copiii, de exemplu, în consiliile elevilor, care organiza instituții care există la nivel de școli, de acolo să înțeleagă ce înseamnă participare, să înțeleagă ce înseamnă participare în procesul decizional, să fie ascultați, părerile lor să fie luate în seamă. Și, evident, dacă aceste procese, mecanisme sunt instituite și ar funcționa cu anumit succes, cred că și interesul tinerilor față de politică ar fi mai mare. Dar încă o dată vreau să notez, nu trebuie să ne așteptăm ca un număr foarte, foarte mare de tineri să fie implicați în politică, mă refer, să fie activiști sau membri activi ale partidelor politice. Domnule Berbecă, dar ca să rămânem aceeași ordine de idei, situația politică din ultimii ani ar putea fi un motiv de descurajare a tinerilor de a se implica în viața politică cumva? Situația politică de Republica Moldova este un moment descurajător pentru implicarea tinerilor în procesul politic, în procesele decizionale, participarea în politic în general, membri de partid și așa mai departe. Domnul Năgherneac a spus că a venit în 2009 în politică și mi-aducem aminte că 2009 a însemnat începutul unei noi perioade, unei noi etape în Republica Moldova și încheierea unei etape, mă refer la perioada în care a guvernat Partidul Comuniștilor. Valul din 2009 a fost un val când tinerii au participat activ. 2009, mă refer la evenimente din aprilie, s-a realizat în mare parte și datorită implicării active a tinerilor. Și a fost un val de protest față de situația din Republica Moldova. Ei, din păcate, vedem că situația nu s-a schimbat foarte mult din 2009 încoace. Chiar dacă au fost promovate anumite reforme, problemele au rămas aceleași. Situația este, evident, complicată. Și atunci când vedem ce se întâmplă în Republica Moldova, din diferite aspecte, economic, financiar și mai departe, mă refer în primul rând la fenomenul corupției, la felul în care partidele de la guvernare au știut să gestioneze anumite probleme și, din potrivă, în loc să rezolve problema corupției, au participat direct sau indirect la ceea ce cunoaștem noi. Nu o să mă refer foarte mult la evenimentele la care mă refer. Din acest motiv apare, din aceste cauze apare acest moment al dezinteresului sau acest sentiment de descurajare și de dezinteres față de participare în politică. Fiindcă atunci când văd ce se întâmplă, ei încearcă într-un fel să se disocieze de partidele de la guvernare sau de partidele care au fost implicate în diferite acte de corupție, politicieni și așa mai departe. Doamna Îndoitu, cu referire la organizația pe care o reprezentanți, organizează careva acțiuni Consiliul Național al Tineretelor printre tineri pentru a populariza cumva viața politică, pentru a interesa, de a se implica în viața politică? Eu vă zic bună seara și am să-mi permit inițial totuși să mă pronunț vis-a-vis și de ceea ce am văzut în Vox-ul prezentat mai devreme, așa cum considerăm noi la Consiliul Național al Tineretului din Moldova că discuțiile trebuie să pornite din start de la o premisă corectă, și anume că tinerii nu sunt viitorul. Tinerii sunt prezentul. În momentul în care în prezent aceștia nu sunt satisfăcuți de lucrurile care se întâmplă acasă, ori politicienii nu răspund nevoilor acestora, ne pomenim în situația în care tinerii
pleacă și evident nu va mai exista niciun viitor cu privirea ceea ce ar privi pe ei eventual. Așadar, de aici pornind, la Consiliul Național al Tineretului din Moldova, evident că se depun eforturi în vederea activizării tinerilor, atât în perspectiva activizării lor pe participare civică, fiind ori în școli, ori în centre de tineret, ori în organizații de tineret, dar vă dați bine seama că conform cifrelor, noi avem astăzi doar 3% din tineri care sunt implicați în organizații de tineret. Este un procent foarte mic, ceea ce înseamnă că, de fapt, tinerii sunt în numere mai mari, de fapt, ori pe rețele de socializare, ori se preocupă de alte distracții, așa și cum sunt prejudecățile despre aceștia. Făcând referință la ceea ce s-a vorbit în Vox, este o realitate faptul că politica din Republica Moldova este văzută drept a fi o activitate care dăunează. Ori o domniță din Vox afirmă că aș dori să îmi aleg o profesie unde pot ajuta societatea, fiind întrebată dacă ar vrea să meargă în politică. Ceea ce din start înseamnă că politica nu este văzută drept o activitate în care poți să intervii pozitiv în tot ce înseamnă organizarea unui stat, în tot ce înseamnă politici publice și, de fapt, care este și rolul politicii în sine, vine să răspundă nevoilor unei majorități care i-au delegat pe anumiți reprezentanți politici să acționeze în numele puterii de stat. Iată de ce, având această setare la nivel de atitudine deja, înțelegem că tinerii văd politica dintr-o lumină negativă, lucru care este greșit, așa cum merg la următorul argument, că chiar dacă politica, credem noi, ori tinerii în majoritate avem senzația că nu îi interesează, pe de altă parte politica se interesează foarte mult de ei. Și noi simțim acest lucru atunci când ajungem în pragul alegerilor, așa cum politicienii încep să facă agitații în jurul tinerilor, dat fiind un segment de vârstă foarte impunător, mai ales odată cu modificarea legii cu privire la tineret, deja ajungând la 35 de ani, vă dați seama că este un procent de până la 35 din populația întreaga a țării, 35%, lucru care, bun, îți reprezintă o bună parte din electorat și, evident, pentru politicieni este bine să sune, să vocifereze tinerii în discursurile lor politice cât mai des, cât mai mult. Totuși, politicienii nu au livrat și, într-adevăr, dezamăgirea de care vorbiți și dumneavoastră vis-a-vis de evenimentele politice care s-au întâmplat istoric, dezamăgirea asta se resimte și ea nu este vorba doar de dezamăgirea față de nerealizarea unor promisiuni politice, dar vis-a-vis și de calitatea vieții pe care un tânăr la vârsta sa plină de incertitudini, pentru că acum vorbesc din perspectiva unui tânăr, este foarte dificil să ai încrederea unei bunăstări în Republica Moldova, dată fiind flexibilitatea ori evoluția politică de aici, din țară. Și se înțelege din start, din viziunile pe care le-au prezentat tinerii în Vox, că sunt văzuți drept adevărați politicieni anumite personalități care nu neapărat că întotdeauna sunt coerente în acțiunile sale în acțiunile lor politice, cât sunt foarte populiste. Și aici este o altă problemă în rândul tinerilor, dat fiind populismul care prinde la aceștia. Și aici vine din nou din altă problemă, dată fiind analiza critică la care trebuie să supună orice discurs politic, un tânăr este foarte vulnerabil în fața politicii, dată fiind incapacitatea sa de a realiza de fapt o analiză critică a tot ce se afirmă, pentru că până la acțiune este încă foarte mult. Colegii noștri din studioul Canal Regional Chișinău au realizat un subiect despre un tânăr activist din suburbia municipiului Chișinău, din Durlești, mai exact. Propun să-l urmărim, după care revenim la discuția aici în studioul din Ungheni. La alegerile locale din 2015, lui Petru Tătaru, un tânăr din orașul Durlești, nu i-a ajuns un singur vot pentru a deveni membru în Consiliul Primăriei din oraș.
Oricum se știe, localitatea Durlești este cea mai mare suburbie a municipiului Chișinău, iar în ultimii ani aceasta se dezvoltă din ce în ce mai mult. Astăzi vă prezentăm istoria unui tânăr aspirant la titlul de angajat cu leafă la instituția politică. Noi am început, practic, lupta nu pentru a candida pentru o funcție, dar am început o luptă publică pentru corectitudinea de a administra orașul. Observând problemele sau observând lacunele care s-au creat în gestionarea administrativă la nivel local, am considerat că e timpul să ne implicăm noi tinerii. Pregătirea pentru electorală și viața politică a început cu pași mărunți, dar foarte siguri. Am încercat să accesăm bugetul local, să-l analizăm, să vedem cum sunt cheltuiți banii publici, să vedem dacă se ating direcțiile corecte de cheltuire a banilor publici și, în principiu, odată ce am înaintat aceste cereri și acești pași concreți, am descoperit și mai multe probleme, ceea ce ține de corupție, ceea ce ține de găurile negre, să-i spun așa, din buget și multe alte interese de grup care s-au creat în primărie. Cel mai dureros a fost să descoper că, de fapt, în tineret nu s-a investit deloc. Petru Tătaru a fost conștient și de faptul că s-ar putea să-l aștepte o înfrângere, însă asta nu l-a făcut să renunțe la ideea de a fi util comunității din care face parte. Înseamnă și o responsabilitate personală care ți-o asumi în fața oamenilor, pentru că când ieși în contact sau când ieși la întâlnirile publice, trebuie să aduci soluții problemelor. Ca tânăr, lumea, sigur că oamenii te privesc mai mult pe partea că lipsește experiența. Dar noi nu am avut de unde obține această experiență într-o funcție publică. Dar noi nu am avut oportunitățile de a beneficia sau de a fi implicați mai direct în soluționarea problemelor locale. Dar, în principiu, nu cred că este un obstacol pentru un tânăr ca să își încerce puterile. În viziunea lui Petru Tătaru, profilul unui tânăr implicat în politică ar trebui să arate cam așa. Trebuie să fii un tânăr curajos, un tânăr cu o moralitate puternică, cu un caracter puternic, ca să poți depăși toate aceste etape și să înțelegi că, de fapt, politica nu este pentru interesul personal, dar este pentru interesul public, social. Și atunci când ne lansăm în politică ca tineri, trebuie să urmărim niște scopuri foarte clare. Acum, Petru Tătaru a ales să se implice mai mult în viața comunității prin gestionarea ONG-ului, activitatea căruia presupune organizarea trainingurilor dedicate activismului cetățenesc, sesiuni informative dedicate drepturilor omului, dar și o serie de mini-proiecte pentru a dezvolta comunitatea, cum ar fi amenajarea terenurilor pentru copii. Când vii cu ceva nou, întotdeauna acel nou te sperie, după care intri în esență, intri în detalii, și îți dai seama că, de fapt, acest nou este benefic spațiului public. La cei 27 de ani pe care îi are Petru Tătaru, consideră și chiar dorește ca numărul semenilor săi, care trebuie să se implice în viața politică și socială a țării, să crească. Iar pentru asta își propune ca în anii următori să lanseze o serie de programe despre tineri și pentru tineri. Mulțumim colegilor din studioul Canal Regional Chișinău pentru că ne-au pus la dispoziție acest subiect. Domnule Preprință, pe dumneavoastră vreau să vă întreb, ca și acest tânăr și dumneavoastră ați candidat la o funcție publică, spunem așa, ați fost un candidat la funcția de primar al orașului Înghenia cu mai mulți ani. Deci a fost consilier regional. Dar și la funcția de primar ați candidat. De ce v-ați gândit să faceți acest pas, dacă nu v-a fost frică de careva probleme în... Deci, vreau să menționez mai întâi de toate, am fost ca consilier raional în cadrul Consiliului Raional Îngheni și chiar vreau să menționez că un tânăr pentru a se implica are în primul rând nevoie de verticalitate, în primul rând și de a-și urma acele obiective și scopuri pe care dorește să le facă spre schimbare. Spre exemplu, în cadrul Consiliului Raional ar vrea să menționez că am avut două inițiative, deci în primul și în primul rând a făcut parte din grupul de inițiative cu privire la scoaterea gardului de sârmă ghimpată de pe Prut, alături de ceilalți patru colegi. De asemenea, am venit cu inițiativa
care iarăși a fost votată de majoritatea consilierilor cu privire la faptul ca anchetele tuturor structurilor, direcțiilor din cadrul direcției raionale Ungheni să fie doar în limba română, conform statutului limbii și a legislației în vigoare. Ulterior, mi-am înaintat candidatura la funcția de primar al orașului Ungheni, actualmente municipiu. În ce perioadă a fost? Aceasta a fost în perioada anului 2012. Deci, practic, din ce considerăm, deoarece am dorit o schimbare în orașul nostru, lumea vedea în tineri anume că ei sunt promotorii schimbării în localitate și practic... Dar nu v-a fost frică să candidați? Ce vârstă ați avut în 2012 atunci? 12-31 de ani. Deci nu am avut frică, practic chiar de multe ori nu mi-este frică pentru a concura și a intra în polemici pe diferite întrebări politice cu cei mai în vârstă. Pentru că noi tinerii de asemenea avem o opinie, o poziție, avem o altă viziune cu privire la unele proiecte, la unele schimbări din diferite domenii. Domnule Năgherneac, cu ce probleme se confruntă tinerii politicieni ziua de azi? Nu este destul să fii tânăr ca să fii politician. După cum am văzut și pe Vox, tinerii sunt dezinformați, nu au experiența necesară. Eu, ca tânăr consilier, consider că eu nu am acea experiență necesară, dar totuși am de la cineva exemplu, mă autoperfecționez continuu ceea ce îmi lipsește tinerii în ziua de azi. Dar există concurență în rândul partidului și dacă da, cum îi faceți față? Desigur că nu este chiar atât de vizibilă, dar consider că există, pentru că acolo unde sunt mulți, cineva oricum vrea să iasă în evidență. Eu personal încerc să nu atrag atenția acestor lucruri și acolo unde știu și pot, mă pun în prim plan. Acolo unde nu știu, mai bine mă retrag decât să dau greș și să fiu învinit apoi de ceva. Domnule Prebliță, cum vă impuneți în rândurile partidului în caz că există o concurență, dar probabil există? Deci aș vrea să menționez că noi în partid nu punem accentul pe lideri și simpli membri, noi activăm de la egal la egal toți membrii de partid, deci practic concurența nu putem să vorbim că există între un simplu membru și mine ca lider a organizației raionale. Ceea ce vreau să menționez că iarăși că tinerii s-au dezamăgit și se dezamăgesc pentru a se implica în politică din considerentul că poți să ai acele capacități, acele aptitudini, acele competențe ca să dobândești unele, însă în ziua de azi în Republica Moldova nu poți dacă nu ești cu partidul de la guvernare și îndeosebi este foarte tragic în ziua de astăzi când tinerii practic iubesc acest traseism politic și pleacă de la un partid la altul, îndeosebi funcțiile acestea care sunt primari, consilieri, care practic dacă au candidat pe listele unui partid, ulterior într-o anumită situație, practic au trecut în altă barcă și practic în aceasta își pierd și acea încredere tinerii în ei și populația pierd încrederea în tineri pentru că aveau unele aspirații, aveau unele gânduri despre viitorul tinerilor, însă văd că tinerii dezamăgesc, au același comportament ca și cei maturi și cred că iarăși aceasta pe mulți tineri îi face de a nu se implica în politică pentru că au unele exemple nereușite față de alți colegi. În acest răspuns, apropo, ați atins un subiect foarte interesant, cred eu, traseismul politic. Domnule Năgherneac, ce gândiți despre traseismul politic? Eu cred că fiecare își bine a venit pe lista unui partid, că a plecat la altul, fiecare își face alegerea. Fie că este bună sau că este rea pentru el. Dar, totodată, să nu uităm că marea majoritate care pleacă pentru a nu pierde ceva, funcția, sau este vulnerată la ceva. Dumneavoastră, ce gândiți, domnule Prebliță, despre acest traseism politic? Pentru că știu, ambii ați fost în mai multe partide.
Da, eu ar vrea să menționez că practic în acel moment când m-am retras din Tele, mai un grup mai mare de membri ne-am retras din numele considerente ale liderului de partid. Cu privire la mișcarea Acțiunii Europeană, deci m-am retras atunci când partidul s-a deja făcut acea fuziune cu Partidul Liberal și noi nu ne-am regăsit în acea echipă și noi am hotărât de a nu ne mai, și eu am hotărât ca să nu mă mai implic deja în politică, fiind dezamăgit. Însă eu practic văd acest traseism, deci aceasta nu consider ca un traseism politic datorită faptului că partidul politic a dispărut de pe eșichierul politic. Acum când m-am implicat din nou, deci practic anume văzând situația actuală din Republica Moldova, însă eu privesc acest traseism foarte, foarte urât, aș vrea să menționez. Nu, și anume trebuie să dai dovadă de verticalitate, în primul și în primul rând. Iată, colegul a menționat că unii trec de la un partid la altul din considerentul că are o funcție, că are ceva în spate. Însă dacă ai practic, nu ești pătat, nu ai nimic, nu are niciun organ cu ce să te amenințe, atunci tu mergi mai departe, indiferent de amenințările care vin dintr-o parte sau din alta și îți menții opțiunea politică mai departe. Dacă ai mers pe lista unui partid și ai mers cu acele obiective, când ai mers în fața cetățenilor din localitățile, spre exemplu Raionului Ugheni, ai mers cu un program electoral, ai făcut unele promisiuni, ulterior, ca peste o lună, două, deja să adere în alte, și practic prin aceasta, prin ce se schimbă acele obiective, acel program cu un alt program. Eu nu văd între aceasta practic ceva normal, este ceva anormal, îndeosebit pentru tineri care, practic, noi trebuie să dăm un exemplu, că am luat un exemplu de la cei maturi urât și trebuie cam să înlăturăm aceste prejudecăți. Aveți în vedere ceea ce se întâmplă și în Parlamentul Republicii Moldova? Și în Parlamentul Republicii Moldova și în cadrul consiliilor raionale din cadrul din Republica Moldova și a consiliilor locale, chiar și a primarilor la nivel republican. Eu zic din nou să includem oaspeții noștri din studioul Canal Regional Chișinău și vreau să întreb pe domnul Berbeca, aceste probleme cu care, multitudine de fapt de probleme cu care se confruntă tinerii politicieni, cum ar putea să le depășească, dacă ați avea careva sfaturi pentru ei în depășirea acestor probleme? Sfaturi, nu știu dacă aș fi eu persoana indicat să dau sfaturi în cazul dat, mă refer în primul rând la persoanele din studio, fiindcă ei sunt implicați în politică, eu sunt un fel de o persoană din afară, adică comentez, dar nu sunt implicat, adică nu sunt membru de partid. Însă atunci când vorbim despre probleme care sunt, ați evidențiat problema rasismului, de fapt aceste probleme sunt niște chestii mai care de mult timp există în Republica Moldova și de fapt și reflectă situația partidelor politice din Republica Moldova. Noi, de când am obținut independență, putem să, dacă vom face o analiză, o să vedem că nu am creat un sistem instituționalizat, adică să nu, partidele noastre nu sunt instituționalizate. Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă ne uităm la toate procesele electorale, să mă gândesc la toate etapele electorale pe care le-am avut noi, în special cele parlamentare, nu știu dacă vom găsi vreun partid care se va regăsi la primele lege parlamentare până în prezent. După o perioadă se încheie anumite cicluri, începe altele și aceasta înseamnă dispariția unor partide și apariția altor partide. Că apar unele, este ok, dar că dispar altele înseamnă lucrul la care vreau să mă refer, că nu avem un proces instituționalizat al partidelor politice și asta, de fapt, se reflectă și prin această, sau cauzează acest fenomen al traseismului politic. Vorbind despre implicarea partenerilor în politică, înțelegem foarte bine un lucru, evident, ține de dorința fiecăruia de a se implica, de gradul în care este informat, dar și, evident, trebuie să adițină anumite competențe sau anumite trăsături, de exemplu, tânărul din Dulești a remarcat că trebuie să fii foarte activ și trebuie să fii curajos. Sunt sigur că sunt foarte mulți tineri cu potențial în partide politice, dar în momentul în care nu sunt curajoși
și nu sunt activi, evident că nu se evidențiază și atunci evident că rămân undeva izolați sau rămân pe bandă și nu sunt implicați activ în politică de către partidele politice. Evident, ne dorim ca tinerii să fie implicați în politică, dar nu trebuie să ne așteptăm ca, mă uit rațional la aceste lucruri, nu am putea să ne așteptăm ca ei să fie în număr foarte mare cooptați în politică, fiindcă, iarăși, o să fac referire la unii colegi din studio, care au spus că nu au experiență, fiindcă atunci când candidează pentru o anumită funcție, oamenii de regulă își doresc să aleagă tineri, dar se uită evident și la experiența pe care o au, la felul în care știu să-și vândă imaginea, cum s-au implicat în diferite activități la nivel comunitar. Și acestea sunt lucruri tot importante atunci când vorbim despre implicarea sau participarea tinerilor în procesele politice la nivel local sau la nivel național. Doamna Îndoitu, vreau și pe dumneavoastră să vă întreb, cum să facem ca să creștem interesul tinerilor față de politică? Cum să-i atragem tot și aș îmbogăți cunoștințele față de domeniul politicii? Cred că am să pornesc din start de la ceea ce a remarcat colegul aici în studio vis-a-vis de faptul că dreptul de a alege și de a fi ales este un drept și nu o obligație. Și de aici și derivă de fapt situația în care noi suntem astăzi. Dreptul înseamnă de fapt posibilitatea de a face ori de a nu face. Acum, până ajungem noi la acțiunea în sine de a participa activ, tinerii evident că trebuie să își înțeleagă rolul, să-și înțeleagă puterea politică acordată fie și printr-un vot odată în 4 ani, fie și prin participarea, dacă nu prin dreptul de a fi ales, participarea activă prin cetățenie activă între timp, așa cum s-a întâmplat în exemplul lui Petru, pe care l-am vizionat, îl cunoaștem și noi pe Petru și știm despre entuziasmul și foarte mare entuziasm în sensul programului pe care și-l propune și de aici vreau și să afirm că de fapt strategia pe care a ales-o Petru este o strategie care a funcționat în cazul unui exemplu pe care îl cunosc, a unui primar de la Coșnița, care este unul tot dintre cei mai tineri primari, care a reușit să facă mai multe fiind într-un ONG până a fi ales într-o funcție politică. Și așa și-a câștigat, de fapt, alegătorii. Cum convingem tinerii? Unul este vorba de educație, educație politică, care se realizează într-o anumită măsură în cadrul lecțiilor de educație civică, dar înțelegem foarte bine și am trecut cu toții prin școală și știm că educația civică este lecția cea din urmă, care nu întotdeauna ajunge să dească acele valorilor, acea gândire a unui cetățean activ social. Dincolo de educația formală, există multe alte oportunități de implicare, printre care sunt organizațiile de tineret, centrele de tineret, proiecte, printre care și cele pe care le avem noi la Consiliul Național al Tineretului din Moldova, proiecte de implicare civică prin care noi subgrantăm inițiativele unor tineri care vor să rezolve anumite probleme comunitare. Asta este din nou un fel de a se manifesta, ori noi în același timp facilităm crearea unor consilii locale de tineret, între timp a organizațiilor de tineret care vor să consolideze și să aibă și un statut politic. Educație formală, educație non-formală și apoi, dincolo de asta, nu mai putem să fim siguri că un tânăr putem să-l aducem de mână. Asta trebuie să vină din propria dorință interioară, care în același timp trebuie să se coreleze și cu oferta pe care o prezintă fiecare politician. Adică și clasa politică, pe de altă parte, are datoria de a deveni suficient de interesanți pentru tineri, așa încât nu sunt doar populiști, dar sunt și pragmatici, sunt și vorbitori într-un limbaj de înțeles pentru tineri, pentru că noi suntem obișnuiți cu un limbaj suficient de lemnos în politic, ori suficient de tehnic, iar dată fiind faptul că limbajul acesta nu este de interes pentru tineri, aceștia și se îndepărtează.
Acestea ar fi elementele la care ne-am referit în mod prioritar. Apoi am avansat, de fapt, mai mult prin controlul exercitat de către tineri vis-a-vis de ceea ce fac politicienii. Asta ar fi o implicare deja mai angajată și s-ar menține și în timp. Dar asta este o altă etapă. Da, eu vă mulțumesc pentru acest răspuns. Propun acum să urmărim un alt reportaj de la Media TV Cimișlia. Colegii noștri au realizat un reportaj despre o tânără care este consilier în cadrul Consiliului Orășenesc Cimișlia, după care revenim la discuție. Olga Postovanu, o tânără din orașul Cimișlia, de 2 ani este consilieră locală. Îi place această activitate și crede că tinerii au ce spune în politică și administrație publică. În calitate de consilier, consider că am ocazia să și prind foarte multă experiență, dar să-mi și exprim opinia pe mai multe subiecte. Este adevărat că totuși diferite persoane și nu neapărat facem discriminare sau diferență între vârste, dar există păreri diferite pe anumite subiecte. Olga este foarte activă în cadrul Consiliului Orășenesc Cimișlia. Împreună cu echipa de partid, ea propune des amendamente la proiectele de decizie. Practic, nu există ședință publică ale Consiliului Local la care să nu intervină în discuții. Comisia a avut loc luni. În aviz solicitările, deci a fost o zi la dispoziție, rugăm ca toate solicitările incluse în aviz să fie prezentate răspunsul în scris. Pentru că noi am stabilit un termen aici, cât timp discutăm acest subiect, deja am depășit foarte multe. În calitate de secretar a Comisiei Buget Finanțe, din acest motiv inclusiv, încerc de fiecare dată să public și eu chiar proiectele de decizie, să aducem la cunoștință despre subiectele discutate și împreună cu echipa mergem în teren, discutăm cu populația, pentru că ne interesează care sunt prioritățile orașului din perspectiva cetățenilor. Comunicarea cu cetățenii, fie direct în stradă, la domiciliu, prin rețelele de socializare sau prin intermediul televiziunii locale, este o activitate permanentă a tinerii consiliere. Unii o încurajează, alții îi dau sfaturi sau o critică. Eu știu că Olga se ocupă de ceva timp de politică, se ocupă de business, se ocupă de lucrurile cu tinerii în drumă. Îi ajută să-și găsească calea potrivită, să se dezvolte. Îmi place de Olga. Pentru că ea este un tânăr ceva mai deosebit. Da, eu sunt de acord că tinerii să fie consilieri, să aibă dreptul să facă. Da, eu sunt de acord între astea. Dacă te ocupi cu sportul, îți face un caracter puternic și poți să învingi toate greutățile care sunt în politică, nu? Olga Postovanu a făcut facultatea și masteratul în Galați, România, în domeniul economic, afaceri internaționale. A făcut masteratul și la Academie de Administrație Publică. Apoi a lucrat în calitate de specialist în atragerea investițiilor la Consiliul Raional Cimișlia, iar în prezent este manageră a incubatorului de afaceri din Cimișlia. Și să recunosc, abia ajungând managerul incubatorului de afaceri, am descoperit potențialul și importanța antreprenorilor pentru dezvoltarea economică a localităților, a orașului și a țării în general. Sunt absolut impresionată de curajul tinerilor care inițiază activități de antreprenoriat. În cadrul Consiliului Orășenesc Cimișlia, tinerii cu vârstă de până la 35 de ani reprezintă peste 30%, 7 din cei 23 de consilieri locali. Așadar, am revenit aici studioul din Ungheni. Domnule Năgherneac, ați văzut colega dumneavoastră la Cimișlia de studii active. Cum personal, în calitate de consilier raional, încercați să vă afirmați în cadrul ședințelor Consiliului Raional? Deci, activitatea de consilier raional nu se rezumă doar la ședințele Consiliului. Vă întâlniți cu cetățenii? Se întâmplă cât de des vă întâlniți? Se întâmplă, chiar recent a fost o campanie, Caravana Consilierilor Raionali, unde toți consilierii s-au împărțit în echipe, s-au împărțit raionul pe zone și au plecat la discuții cu cetățenii, cu primarul, cu consilierii locali, să vadă ce probleme sunt în aceste comunități și cu ce soluții putem să venim noi.
Dar revenind la subiect, activitatea de consilier regional nu se rezumă doar la ședințele Consiliului Regional. Mai sunt și comisii. Acolo, pot spune că acolo este cel mai mare efort depus, pentru că acolo problemele sunt dezbătute mai detaliat, vin persoanele care vin primare, persoanele interesate care pot spune... Dar dumneavoastră, în calitate, probabil sunteți dacă chiar cel mai tânăr consilier. Aveți un cuvânt de spus în cadrul acestor comisii, chiar și în cadrul ședinței. Cei mai mari sunt mai ascultători atunci când uite, vine un tânăr și cu sfaturi sau cu anumite idei. Eu dacă am propuneri și am ceva de spus, eu spun. Chiar recent am fost, să spun așa, mi s-a făcut observație că nu susțin echipa. Dar cum eu pot să susțin dacă nu e de susținut? Nefiind, domnule Prepilț, membru de partid, poate un tânăr sau o tânără să ajungă în funcție de conducere, fie primar, fie consilier, fie președinte de raion? Fiu sincer, nu. În situația actuală a Republicii Moldova, nu. Dacă nu, tânărul nu este implicat și îndeosebit cu partidul la guvernare, deci nu poate, indiferent de acele competențe, capacități, aptitudini, profesionalism chiar să aibă, deci nu poate ajunge la o, la o funcție publică. Dar cum vedeți acest lucru? Se, chiar dacă se organizează așa zisele concursuri, ele sunt formale, tot persoana care este nominalizată va ajunge în funcția respectivă. Dar de ce se întâmplă acest lucru până la urmă? De ce un tânăr, iată, a văzut tânărul la Durlești, nu-i ajungea un vot ca să ajungă consilier? Până la urmă se demonstrează că noi avem, de fapt, aici, în cadrul Consiliului Orășenesc și Raional, candidați independenți. Corect, sunt asemenea candidați independenți, însă prea puțin. Este doar unul, doi, este rar. Sunt, știți, așa, rarități. Însă este foarte, foarte greu ca tinerii din raion și îndeosebi din Republică ca să se promoveze, având acele cunoștințe, aptitudini, iarăși menționez. Este foarte greu, doar dacă ești membru al partidului care se află la guvernare, în raion sau la nivel republican. Da, avem foarte puțin timp la dispoziție. Vreau să vă întreb încă ceva. Care sunt viziunile dumneavoastră față de politicieni și politica moldovenească? Succint, dacă ați putea răspunde, domnule Negernec. Chiar dacă fac parte din partidul de guvernământ, sunt unele chestii care îmi plac, sunt unele chestii care nu îmi plac, pentru că sunt realizate reforme care, de care suferă prietenii, familia. Dumneavoastră ce credeți? Aș vrea să menționez că politica moldovenească este foarte și foarte, în primul rând, foarte murdară. De aceea este necesară o schimbare a politicienilor la nivel național. Pentru că deja credibilitatea în acești politicieni care s-au perindat pe parcursul anilor în diferite partide, deja s-au epuizat și lumea a pierdut acea încredere. Eu propun acum să urmărim încă un vlog realizat printre aceiași tineri din Ungheni. Ce crede despre politica și politicienii moldoveni? Ce ai schimbat tu în politica moldovenească? Multe lucruri aș schimba. Ca de exemplu, poți să spui măcar unul, un exemplu. Domeniul de învățământ. Sistemul de învățământ. În primul și în primul rând aș schimba comportamentul celor de sus față de populație. Să fie mai receptiv, să fie mai aproape de populație, să audă părerile tuturor, să le audă, nu să le asculte, că toți le ascultă, dar nimeni nu le aude. Ce ai schimbat tu în politica moldovenească? Aș schimba multe, dar în primul rând aș schimba sistemul de gândire a mentalității politicienilor. Până când m-am gândit la această întrebare, dar cam n-aș schimba nimica. Adică îți place tot ce se întâmplă în politica moldovenească? Nu îmi place chiar tot ce se întâmplă, adică nu e chiar totul perfect. Ce ai schimbat tu personal în politica moldovenească? Să fie cu cât mai puțin și cu cât mai mult valoare să aibă, să facă ceva din țara noastră, ceva frumos. Cunoști câți deputați avem în Parlamentul Republicii Moldova? 101, dacă nu greșesc. Cunoști câți deputați avem în Parlamentul Republicii Moldova? Dacă nu mă greșesc, sunt mai mult de 100, dar ceea ce este, cred că este greșit,
deoarece sunt foarte mulți. În opinia ta, cine este cel mai responsabil politician din Moldova? Nu cred că avem politicieni responsabili, toți sunt de aceeași, pe aceeași cântar. Din punctul meu de vedere, cel mai responsabil la momentul de față este domnul Igor Dodon, președintele Republicii Moldova. Responsabil nu pot să spun. După părerea mea, ei toți în același timp sunt și responsabili și irresponsabili. Cine este cel mai caragios politician? Cine îți provoacă zâmbite cel mai mult? Când eram mai mic, cel mai tare Vladimir Voronin, prin atitudinea, prin vocabular și prin atitudinea lui. Provoacă un politician moldovean zâmbite când îl vezi la televizor? Da, pot să spun că îmi provoacă zâmbete. Cine anume? Anume Vlad Filat. Câteodată îmi provoacă zâmbete, mai ales că sunt articole de el și multe articole, adică, care îl descriu pe el și îmi provoacă unele zâmbete. Nimeni nu-ți provoacă zâmbete când îi privești la televizor? Da. Cine? Dorin Chirtac. Cel mai caragios politician moldovean cine ar fi în viziunea ta? Vladimir Voronin sau Chirtac? N-ar trebui să fie caragioși politicienii, ei trebuie să fie din contra cei mai serioși oameni din țară. Acum am revenit în studioul din Ungheni, dar vreau să întreb oaspeții din Chișinău și pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție, aș vrea să am oferit câteva răspunsuri foarte succinte. Atât vreau să întreb și pe domnul Berbeca și pe doamna Îndoitu, ce pot face tinerii pentru a îmbunătăți calitatea politică de la noi din țară și pentru a-i face și pe politicieni mai responsabili? Ne dorim că ar fi foarte bine ca tinerii să fie mai activi și implicați în politică. Evident, de la tineri emană aceste inițiative, curajul emană foarte multă dorință de a se implica, idei multe. Iar atunci când vorbim despre cum ar putea ei să schimbe, evident să nu adopte practicile care există în Republica Moldova la nivel de lideri de partid sau la nivel, hai să spunem așa, de conducători de stat sau conducători în care se află în diferite funcții, fiindcă eu sunt sigur că sunt foarte mulți tineri care vin cu idei foarte bune, vin cu o ținută morală de invidiat, însă până la urmă, văzând ce se întâmplă în prejurul lor, se împotmolesc și în mlaștina politicului din Republica Moldova. Din perspectiva mea, așa cum suntem generația Google, vreau să ne declarăm, există metoda online și offline. Atât când ne privește online, evident că politicienii se tem atunci când sunt condamnați în masă pe orice rețea în care ei sunt vizibili și atunci tinerii pot interveni. Dar dincolo de ușurința unui click, există dificultatea unei acțiuni offline, așa cum implicarea tinerilor, de fapt, în realitate, trebuie să devină un efort mai consolidat și să fie, de fapt, încurajată încă de la o vârstă mică. Vârsta unui tânăr în care legea îl numește deja așa este de la 14 ani, ceea ce înseamnă că chiar de atunci este suficient de pregătit ca să se implice în instituțiile în care se află, unde învață, ori deja mai departe în organizațiile, ori activitățile, proiectele de tineret în care localitatea se află. Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri, vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Am revenit aici în studioul din Ungheni și pe final, deoarece suntem, vreau la fel niște răspunsuri foarte succinte. Ce le-ați reproșa liderilor partinice, din partidele care faceți parte, de fapt, dacă aveți ceva de reproșat, domnule Prepiluță? Practic aș menționa că nu am nimic de reproșat datorită faptului că ei oferă acea oportunitate, acea posibilitate de a ne manifesta tuturor. Nu există acea dictatură, nu există acele directive de sus în jos. Deci se respectă fiecare membru, toți suntem de la egal la egal cu privire la exprimarea opiniilor sau în diferitor. Domnule Năghernea? Nu spune că am ceva de reproșat liderilor de partid, doar o rugăminte. Nu pot să spun că e o rugăminte, dar mă rog, ca toți să fim auziți și să fim egali. Da, și o ultimă întrebare, de fapt mai mult o provocare. Domnule Ghirneac, care ar fi aturile partidului din care face parte domnul Prepiluță, PAS?
Care ar fi aturile? Părțile forte? O întrebare chiar provocătoare, dar bine, sunt activ și se implică. Și dumneavoastră, care ar fi aturile Partidului Democrat în cazul dat, dacă domnul Gheorghe face parte din acest partid? Aturile de moment sunt că sunt la guvernare și au posibilitatea de a coopta de cât mai mulți membri ai altor partide, de a dezvolta traseismul. Da. Pe această notă, eu vreau să vă mulțumesc pentru participare în această emisiune. Cu siguranță o să vă mai întâlnim și cu alte ocazii. Doamnelor, domnilor, atât a fost pentru ediția curentă. Să aveți o seară frumoasă alături de cei dragi. Toate bune!